Leo este un camion vesel și curios. Ne-a adus forme noi, hai să le găsim. Leo e prietenul tău, a venit să te ajute. Trenuleți și mașini, hai să construim. Leo, Leo, super camionul Leo. Super camionul Leo este pe drum. Oare ce va construi azi? Vom vedea! Leo, ai nevoie de ceva din cutia de nisip? O găleată și o lopată. Să mergem! Descarcă elementele aici. Oh, acestea sunt elementele unei mașini de pompieri. Hai să o construim. Cabina și șasiul. Acum ușile. Un rezervor de apă. Compartiment pentru unelte. Să punem găleata și lopata aici. Știați că uneori pompierii sting focul cu nisip? Atașăm aripile, roțile, bara de protecție și farurile. Și un mecanism de rotire pentru scară. Dar unde e scara? Roboți, ați luat scara de pe mașina de pompieri? Ce e? Semnalizatoare? Avem nevoie și de ele. Leo, arată ca și cum semnalizatoarele ar fi niște coarne. Oh, unde ești? Aici ești. Hai să găsim scara. Unde ar putea fi? Ai observat-o deja? Nu? Uită-te mai bine. Este în spatele cutiei de nisip. Să punem scara pe mașina de pompieri. Gata! Și acum semnalizatoarele. Mașina de pompieri e gata. Să umplem rezervorul cu apă. Uite, stropește florile. Roboților, aveți nevoie de apă? Mașina de pompieri umple piscina cu apă. Rățuștele pot înota acum. Mașina de pompieri este tare utilă.
Super camionul Leo, camionul preferat al copiilor. Leo, Leo, super camionul Leo. Semaforul din intersecție s-a stricat. Auzi cum claxonează mașinile? Nu pot decide cine să treacă primul. Salut, Leo! Avem nevoie de o mașină de poliție să ne ajute. Descarcă ce ai în spate. Hai să începem. Un corp albastru. Scaune albe. Un volan și un schimbător de viteze. Un grilaj și două bare de protecție. Un acoperiș alb, o capotă și un portbagaj. Patru roți. Două pe o parte, două pe cealaltă. Uși. Farurile din față și spate. Sirena și luminile de avertizare. Geamul din spate. Oh, Leo, unde este parbrizul? El trebuie să stea în față. Hai să-l căutăm. Oh, sunt o mulțime de geamuri diferite. Trebuie să o alegem pe cea potrivită. Pătrat? Nu. Rotund? Nu. Triunghiular? Nu. Avem nevoie de bucata asta de geam. Să punem parbrizul la loc. Mașina de poliție este gata. Bine lucrat, Leo! Mașină, este timpul să controlezi traficul. Oprește semaforul stricat. Atenție! Urmăriți mașina de poliție. Camioneta și decapotabila trec primele. Acum taxiul și autobuzul. Excelent! Ce fel de mașină este în spatele lui Leo?
O, Macara! Va ridica semaforul stricat din intersecție și îl va duce la reparat. Iar aici vom instala un semafor nou. Funcționează! Bună treabă, mașinilor! Leo, Leo, supercamionul Leo! Ce zi frumoasă! O zi perfectă pentru o plimbare. Salut, Leo! Uite, sunt atât de multe vehicule la intersecție, iar Leo nu poate trece. Ai grijă, Leo! Cred că avem nevoie de un semafor. Ia să vedem ce componente ne-ai adus, Leo! Hai să construim semaforul! Întâi, atașăm elementele. Acum, stâlpul. Și acum becurile colorate, roșu și galben. Oh, unele becuri lipsesc. Cele verzi. Le poți găsi tu, Leo? Salut, Stevie! Stevie are o grămadă de becuri. Care sunt cele verzi? Gândește-te, Stevie! Gândește-te și tu, Leo! Corect! Acelea sunt cele trei becuri verzi. Ați ales culoarea potrivită. Acum toate sunt la locul lor. Roșu, galben, verde. Funcționează! Vehiculele circulă când lumina e verde. Acum semaforul e roșu și ele se opresc. Acum poți trece, Leo!
Excelentă treabă! Gata! Leo, Leo, supercamionul Leo! Acesta este un loc de joacă, iar el este Leo. Leo, unde te duci? Uite, e o mașină de pompieri. Dar este albă. Hai să o colorăm! Să mergem să căutăm culorile! Ai găsit acuarelele! Leo, ești gata să alegem culorile? Negru. Gri. Portocaliu. Roșu. Albastru deschis. Verde. Leo, ești sigur? Leo e gata să coloreze. Poți să-l ajut să aleagă culorile? Negru. Portocaliu. Roșu. Gri. Albastru deschis. Verde. Crezi că un girofar poate fi verde? Hai să alegem altă culoare. Albastru deschis. Și portocaliu. Acum totul este în regulă. Mașina noastră are o scară rotativă. Girofarul se rotește și el. Acum mașina poate merge să stingă incendiile. Foarte bine, Leo!
super camionul Leo. Roboții se joacă cu inelele unei piramide pe terenul de joacă. Ai grijă, robotule! Inelul acesta este mare și foarte greu. Doi roboți au adus un inel mare albastru. Da! Cum le punem la oaltă? Încercați împreună! Ups! Robotul MOV a rămas înțepenit. Să-l ajutăm să iasă. Trageți cu grijă. Nu merge așa. Stevie, ajutor! Ura! Am reușit! Cum adunăm toate inelele acestea? Avem nevoie de o macara mare. Leo o va construi. Oh, un element a căzut pe drum lângă pod. Este cârligul. Salut, Leo! Pe tine te așteptam. E timpul să construim macaraua. Un șasiu. O cabină. O platformă pentru braț. Aripile și rezervorul de combustibil. Patru suporturi. Roți. Una, două, trei, patru. Iar aici este brațul. Leo, ne lipsește un cârlig? L-ai pierdut pe drum. Ni-l poți aduce? Țineți minte unde a pierdut Leo cârligul? Nu în spatele copacilor. Nu este nici acolo. Încercați să vă amintiți unde a scăpat Leo cârligul. Acolo, pe drum, lângă pod. Pune cârligul în spate, Leo. Să atașăm cârligul la braț. Iuhu! Am reușit! Macaraua poate construi acum piramida. Pune inelul albastru peste cel mov. Următorul este inelul roșu. Un inel galben. Și unul verde chiar la vârf.
toate inelele sunt la locul lor. Minunată treabă, Macara! Bine lucrat, Leo! Leo, Leo, super camionul Leo! Roboții și mașinuțele se joacă bați ascunselea în depozitul de mașini vechi. Fiecare vrea să se ascundă cât mai bine. Lopățică se va ascunde aici. Ascunde-te, robotule Mov, nu te vede nimeni. Stevie s-a ascuns în spatele tancului. Robotul roșu nu s-a ascuns încă. Unde mergi? Robotul s-a hotărât să urce pe o grămadă mare de vechituri. Ai grijă, te rog să cobori, este foarte periculos. Grămada este instabilă. Oh, nu, toate au căzut. Robotul se simte bine, dar a rămas blocat sub diferite părți de mașini. Lopățică nu-i destul de puternic pentru a muta autobasculanta. Ce-i de făcut? A sosit Macaraua. Macaraua este mai mare decât Lopățică, iar la capătul brațului Macaralei este un magnet. Va reuși să le libereze pe robot. Ridică cabina, Macara! Nu reușește! Sunt prea multe părți în vârf! Uite cine tocmai a ajuns! Salutare, Leo! Ce ne-ai adus? Sunt componente pentru a construi o Macara turn înaltă și puternică. Baza. Cele trei părți ale Macaralei. 1, 2, 3. Cabina operatorului. Brațul. Contra greutatea. Cârligul și scripetele. Ce înaltă este! Iuhu! Este timpul să dăm la o parte grămada și să scoatem robotul. Robotul albastru vrea să controleze Macaraua. Oh! Dar nu poate intra în cabină! Leo, ne trebuie o platformă ca să-l ridicăm pe robot. Sunt multe componente în depozitul de vechituri. Cu siguranță găsim o platformă pe aici. Dar unde? Oh, uite acolo! A căzut din grămadă. E o platformă perfectă, Leo. Adu-o! Atașează platforma la Macaraua turn. Robotule, poți intra acum.
Întoarce macaraua. Întinde brațul. Ridică componentele vechi. Macaraua Turn ridică cabina ruginită. Pac! Robotule roșu, aproape că ai scăpat. Ține-te de cârlig. Robotul este la o înălțime foarte mare. Ține-te bine. Să nu te mai urci pe vreo grămadă. E timpul să meargă toată lumea acasă. Oh, cine e aici? Oare această dubiță locuiește în depozit? Oare ea l-a ajutat pe Leo să găsească platforma? Leo, Leo, super camionul Leo! 4 mașini trec repede pe drum. Oh, o baltă! Șoseaua umedă poate fi tare alunecoasă. Oh, cu grijă! Leo! Mașina galbenă a rămas blocată și nu poate ieși. O vei ajuta? Hai să construim o mașină de tractare ca să o putem scoate. Să începem, Leo! Ia șasiul și atașează platforma pentru cabină. Pune 2 scaune. Acum volanul și panoul de control. Cabina. Farurile. Bara de protecție din față. 4 roți. Aripile. Și o platformă roșie. Vom atașa un braț și un cârlig cu care mașina de tractat va scoate mașina. Dar unde sunt brațul și cârligul? Leo, trebuie să le găsim! Oh, cârligul este aici! Pune-l în spate. Iar brațul este în spatele toboganului. Da, foarte bine. Fixăm brațul cu scripetele și atașăm cârligul la cablu. Bine lucrat, Leo! Ha-ha! Uite cât de puternică e mașina de tractare! Îl poate mișca chiar și pe Leo! Uh-huh.
Mașinuțo, te scoatem imediat de acolo. Mașina de tractare coboară cârligul. Apucă-l! Așa! Bună treabă! Oh, mașinuțo, te-ai murdărit tare! Hai la spălătoria auto! E timpul să te speli! Apoi îți poți continua drumul, dar de data asta să fii mai atent! Abonează-te la Alabala și urmărește toate aventurile supercamionului Leo!